Bună ziua, Marius. Bună ziua, Corina. De la Arsani, noi avem o campanie antreprenor de succes. Arsani Clas Beton, că aici ne aflăm la Clas Beton. Da, nu știam de Arsani, ia spune-ne, care e Arsani, care e Clas Beton? Arsani este o societate, parte a grupului din care fac parte și noi ne aflăm acum în locul unde îmi desfășură activitatea zi de zi, ca și administrator și ca și CEO, să folosim terminologie de afară, într-o activitate specifică de agregate și betoane. Deci ne aflăm în sediul societății noastre, Clas Beton Agregat. Eu fac parte din acționariatul acestor firme, bineînțeles, în procente diferite, funcție de situația în care ne aflăm cu partenerii. Dar tu ai fost unul dintre cei care a pus bazele Arsani. Da, este corect. Când se întâmplă asta? În 2002 a fost înființat Arsani, mai 2002 l-am deschis și mi-aduc aminte cu plăcere cum locul în care am deschis Arsani avea chiar statutul în documentele specifice de închiriere era trecut grajd. Chiar așa era trecut grajd animale. Unde era? Este exact un sediu unde este acum Dedeman. Ca să vedeți cum... Deci la pod, la... Exact unde este Dedemanul din bariera Bucov. Mhm. Uh-huh. Deci la câteva sute de metri de Arsani, acolo am început activitatea în 2002, în zona Oborului. Da, 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 știu. Și acolo, împreună cu partenerul meu, cu Oleg, am pus bazele acelui magazin, bineînțeles, unde s-au alăturat mai multe persoane ca să putem să facem o treabă bună. Și ne dăjduim ca prin aprecierile clienților după 21 de ani de activitate, da, să fie acelea că ne-am făcut treaba cât de bine pentru a fi aici în piață, păi, și de a rezista. Eu zic că se vede, adică Arsani este unde este la ora actuală și e un reper pe Prahova. Îi mulțumim Bunul Dumnezeu că chiar... Și la nivel național chiar. E mult spus la nivel național, în sensul că, într-adevăr, avem o distribuție extinsă, mult mai în afara județului. De multe ori trimitem flota noastră de vehicule și în afara județului, dar mai suntem prezenți și cu un magazin la Bușteni, de mai mici dimensiuni. Am încercat un concept să vedem cum ar fi un concept un pic diferit. Știu că anul trecut voi ați lansat partea de comerț online. Am deschis și partea de comerț online, destul de târziu față de ceilalți, dar... Și unul din motivele pentru care am făcut-o a fost că noi am fost focusați pentru piața locală, în sensul în care să servisăm. Unul din lucrurile care ne-au definit pe noi atâția ani a fost faptul că noi suntem cu servicii extinse și suntem într-o interacțiune, preocupați mereu de o interacțiune umană și cât mai completă. Asta a fost deviza noastră, asta a fost ceea ce ne-a făcut. Să fim prezenți, să avem oameni cât se poate de calificați pe departamentele specifice care să serviseze clientul. Și atunci nu neapărat am simțit că treaba asta de online este o prioritate. A fost o chestiune de viziune care a pus-o oarecum n-a fost pusă în priorități. Nu, și dar în cele din urmă, vremuri. În cele din urmă am ieșit și noi în online, suntem prezenți acolo. Noi avem și canale de distribuție cu clienții, persoane juridice. Noi vindem destul de mult B2B, business to business, și căutăm, cum am zis mai devreme, să ne facem treabă cât se poate de bine. Asta este din partea activității de comerț pe care Arsani o desfășoară zi de zi. Hai să ne întoarcem la început. Cât de început? Adică peste 20 de ani. Deci am înțeles Oborul, grajd. Ce s-a întâmplat după aia? Păi, aia nu e la început. La început mai mergem câțiva ani înainte, dacă e vorba de început. Și ar trebui să mergem undeva, cred că pe la... și a trebuit să calculez undeva pe la 18 ani în formă oficială și pe la 16 ani în formă neoficială, în sensul că pe la 16 ani făceam niște poze pe la anunți, pe la 18 ani, că tot vorbim de antreprenorul, nu? Exact, tot antreprenorul. Exact, povestea. Da, deci 16 ani am încercat să fac poze pe la anunți, ca și o primă activitate antreprenorială. Bine, cred că mai în copilărie, dacă mi-aduc aminte, sigur au mai fost câteva tentative, ca să spun așa. La 18 ani am făcut prima afacere oficial, și anume o discotecă
o discotecă undeva într-un sat, se întâmpla lângă comuna, lângă orașul Mizil, într-o comună. Și acolo, timp de vreo aproape 8 ani de zile, dacă nu spre 10 ani de zile, am avut o discotecă care a fost un real succes, unde la momentul respectiv studentul Marius la electronică și telecomunicații și-a pus în aplicare din primul moment făcând boxele în garaj, adică știți celebrele povești cu garajul, uite, se întâmplător și la noi a început cu niște boxe făcute în garaj. Așa l-am cunoscut de fapt și pe Oleg, el era prezent în obor și eu căutam, pentru că știam că boxele rusești sunt zdravene, sunt rezistente și am mers în obor unde provenianța produselor erau preponderent din Rusia, Republica Moldova și am mers acolo să vorbesc cu cei care vindeau să cumpăr sunet și lumini pentru o discotecă într-un sat pentru a oferi ceva modern, nou celor care urmau să se bucure de acest lucru. Și a fost o afacere de real succes pentru că veneau oameni de peste tot, dar asta a făcut ca Marius împreună cu fratele și cu ceilalți care participau la activitatea asta să nu mai aibă weekenduri. Era ca o meserie așa ca de preot. Știți că preotul n-are weekend, că e job-ul. Am făcut și eu același lucru, dar numai că se întâmpla weekend de weekend 8 ani de zile. Aproape 8 ani, bineînțeles, că au mai fost preserate și alte weekenduri. Și atunci s-a născut ideea, amenajând casa părinților mei, am văzut în București un magazin care avea elemente sanitare din Italia și mi-a plăcut acele elemente. Și l-am, întâlnindu-mă cu Oleg, îi spuneam, hai să facem și noi un magazin. Uite, tu ești aici, într-o tarabă, în obor, hai să facem și noi un magazin mare, frumos, așa, mai... Da, păi nu, că deocamdată eu sunt ok cu aici, n-am nevoie mai mult și asta. Și cred că ne-am tatonat așa vreun an și ceva, 2 ani de zile, dar mi se întorcea gândul ăsta, hai mă să facem ceva modern. Eu, deja fiind implicat în mai multe afaceri, felul meu de a fi este să mă extind. Eu sunt, în general, foarte ofensiv, sunt un om cu viziune, mi-a plăcut geometria, mi-a plăcut șahul și am primit de multe ori însuflare, vorbim de însuflare, deci am primit să simt anumite lucruri și așa s-au născut multe afaceri de succes din care am făcut parte. Adică în aceeași perioadă de timp când aveam discoteca, ca să înțelegeți, aveam cred că cea mai mare sală de internet cafe din România, care era aici în Ploiești, peste 120 de calculatoare. Aveam... Ce an se întâmplă asta? Să localizăm? Păi, să calculăm. Undeva în jur la anul 2000. Cred că în jurul anilor 2000. Și aveam în momentul acela 4 săli de internet cafe. Deci totalizam vreo 200 de calculatoare. Lucruri care le-am făcut, discotecă, internet cafe. Da, am început să oferim tot în anii aceia să fim și internet service provider. Nu exista fibră optică, nu existau, decât erau niște rețele wireless pe aici și atunci am făcut o firmă, s-a numit Cisnet Communication, pe care Cisnet Telecom, pe care chiar a achiziționat-o în cele din urmă RDS-ul. La un moment dat, ca să vă faceți o idee, tot în grupul Cisnet aveam un brand, dacă vă aduceți aminte, existau acele DVD-uri Boda și în aceeași perioadă aveam și noi niște camere fotodigitale și DVD-uri pe care noi le importam din China. Făceam modificare de soft pe care chinezii nici măcar nu știau că noi le modificăm softul și mergând la o expoziție din Germania, mi-aduc aminte, chiar mergeam la o expoziție, cea mai mare expoziție de foto și film din lume, de la Köln, eram cu o cameră fotodigitală în ideea în care noi vorbim acum de camere digitale pe telefon de zeci de megapixeli și așa mai departe. Imaginați-vă că la momentul respectiv nu exista, nu erau nici unul din brandurile existente, nu aveau camere fotodigitale, deci începuse să apară Samsung-ul, deci Kodak-ul, Canon nu avea, deci nu erau. Deci nu erau. Aveam
camera avea 0,7 megapixel, 0,64K, cum, 640K. Deci vorbim de începuturile începuturilor, da? Și inclusiv la asemenea aparate fotodigitale, noi intervenisem pe softul camerei foto și ne-am întâlnit cu chinezii acolo la expoziție și când au văzut că noi băgasem în meniu ebraica și italiana, se zice, cum e posibil așa ceva, că nu v-am dat, n-aveți. Lasă, că ne-am descurcat noi, că noi suntem... Deci astea au fost. Până lângă asta au mai fost și alte activități pe care le-am mai făcut între timp, tot în nota în care generam idei pe care Bunul Dumnezeu chiar ne-a ajutat să le punem în practică. Am înființat împreună cu mai mulți prieteni la un moment dat o firmă, s-a numit și o cunoașteți cu siguranță, Evo GPS. Este una dintre cele mai mari firme și în momentul acesta de GPS Fleet Management. Cred că la momentul respectiv se întâmpla, cred că acum 5 ani de zile a fost achiziționată de Vodafone România. Iar a fost un succes, o poveste de succes datorată în principal nu mie, cât partenerilor care erau acolo în operațional. Bineînțeles că totul era ca un joc de echipă, dar toate s-au născut așa dintr-o joacă și dorință sinceră de hai să facem, să facem câte ceva în sensul în care să facem ceva mai mult, nu să stăm așa și să așteptăm. Păi văd că Arțanii, deci a fost discoteca, internet cafeul, firma de internet, firma... de internet service provider, de Sisnet, după care firma de DVD-uri și de camere fotodigitale, a mai fost firma de GPS Fleet Management, este firma de care este de câțiva ani de zile și este acum activitatea mea principală, Clas Betonul, agregate, da. Unde de aici urmează să diversificăm activitatea pe ceea ce îmi place foarte mult să fac, și anume producție. Pentru că eu am ajuns deci, la concluzia... ce facem în viitor, să înțeleg? Păi facem, încercăm să facem treabă, în sensul că de asta mă și găsesc în Fundația Romanian Business Leaders de câțiva ani, Rebele, de câțiva ani de zile. E una dintre cele mai mari fundații, dacă cunoașteți, asociației antreprenorilor din România. Și Rebeleul are câteva programe care și le-a asumat. Unele dintre ele au fost chiar preluate și asumate ca strategie de țară, cum este Repatriotul. Da? Repatriotul este un program național pentru repatrierea românilor din afară. Da. Da? Și atunci, noi am aflat în fundația aceea și într-o perioadă de timp eram foarte activ. Acum am trebuit să mă preocup de stabilizarea și dezvoltarea companiei Clas Beton, de care mă ocup, cum vă spuneam, direct, sunt în prima linie. Și RBL-ul respectiv, activitățile pe care eu le-am înțeles că sunt necesare să le facem în România, sunt cele care să aducă valoare adăugată. Adică e foarte greu ca țara noastră să ajungă să-și revină, să aibă un procent, un produs intern brut semnificativ per cap de locuitor din comerț și servicii. Nu se poate. Iar resursa reală a României a fost această inteligență și această educație tehnică pe care noi am avut-o, din păcate ne-am bătut joc de ea, această forță de muncă calificată care aduce valoare în momentul ăsta țărilor celorlalte, nu nouă. Și atunci, eu personal sunt preocupat cum să fac activități de producție care să înglobeze prin managementul activității propriu-zise, care să înglobeze proiectare, deci project management, dezvoltare, cercetare, să înglobăm valoarea adăugată. Pentru că, repet, nu avem cum să ne revenim ca țară vreodată, să fim suficient de bogați ca să plătim bine, să putem compensa pe de-o parte inflație, pe de-o parte costuri pe energie și pe de-o parte fără să plătești bine. N-ai cum să plătești bine dacă nu ai margine, n-ai adaos comercial pe o activitate care cauți să optimizezi. Și asta se poate în general prin activități de producție și inclusiv pentru export. Pentru că există un decalaj în momentul ăsta între balanța de importuri și exporturi și dacă noi nu exportăm, și este foarte important să exportăm într-o notă în care noi, antreprenorii români, să facem activități specifice care să, pentru a rămâne profitul în țară. Pentru că una este să faci export din lon, în care tu ai de fapt acolo decât un adaos care e controlat de cel care are puterea vânzării, și una este să faci tu niște produse sau să reușești să ai niște produse care să le mergi la export. Bineînțeles, asta nu se aplică pietrelor pe care le vedeți și betonului care sunt produse de proximitate. În această logică
intră produse viitoare care au legătură cu ceea ce, întrebarea ta de mai devreme, ce facem pe mai departe. Intenționez să fac o companie și deja am testat pe propria piele ce înseamnă utilaje specifice pentru industria de minerit și industria de betoane și balastiere, deci avem know-how necesar pe care l-am înglobat într-o activitate de peste 11-12 ani și asta înseamnă enorm. Da. Pentru mine a fost ca a doua facultate, chiar mai mult decât a doua facultate, a fost ca o aprofundare totală, adică rezidențiat, spuneți cum toate treptele celelalte, adică tot ce vedeți din punct de vedere tehnic, îmi place să, din punctul ăsta de vedere, chiar fac micromanagement, nu e bine pentru un CEO să facă treaba asta, dar aspectele tehnice îmi place să mă duc pe adâncime pentru că sunt elemente inovative de flux tehnologic, elemente care ajută să ai în cele din urmă o eficiență a activității. Am înțeles. Trebuie să spunem că biroul este pe șantier, nu într-un container, da. Într-un container suntem. Dar într-un mediu cald și, în primul rând, cald și prietenos datorită valorilor la care mă raportez și este cel, în primul rând, unde munca mea, de fapt, și antreprenoriatul nu este altceva decât o cale de mântuire. Am înființat o fundație care o să fie beneficiară de fapt a tuturor activităților antreprenoriale pe care o le fac. Despre adică, ce fundație, am înființat o fundație pe care eu chiar închin Maicii Domnului și care tot uzufructul pe care o să-l genereze activitățile antreprenoriale pe care noi le mai deschidem și cele existente, pe care eu le deschid și cele mai existente, adică în afară de ceea ce voi opri eu pentru mine și familia mea, ce va fi suficient pentru tot ceea ce înseamnă educația copiilor, nevoile copiilor și ale familiei noastre, totul restul trebuie să se întoarcă aproapele. Pentru că nu ai nevoie. Cine aleargă și ajunge să fie banul, un scop existențial, a ratat esența pentru care a fost creat. Pentru că să acumulezi și să nu ai un scop existențial, nu faci decât în cele din urmă ai niște zerori în conturi, ai vrut putere, care e cel mai puternic drog, ai vrut să fii cunoscut, ai vrut să fii o slavă de șartă, da, cum se spune, și în cele din urmă lucrurile se rezumă la ce? Să se bată la moștenire copiii, nepoții sau să se aleagă praf? Nu luăm nimic cu noi. Tocmai de asta. Și atunci, această fundație va face programe, va avea o serie de activități, deja conturăm o serie de activități pe educație, pe copii, să vedem exact și pe bătrâni. Încă nu este conturat, că lucrurile acum se așează, deci e o chestie foarte caldă. Urmează. Am înființat-o, se numește Suflare de Viață, fundația, și, cum vă spuneam, va fi activitatea întoarsă către aproapele noastre. Ținem legătura să ne povestești de fundație. Cu mare drag, pentru că deja începe, ne apucăm să scriem și sunt preocupat și pentru asta mă rog ca Dumnezeu să trimită și oameni și să așeze lucrurile pentru ca să facem lucruri importante pentru copii, de exemplu. Eu sunt preocupat când văd copiii stau pe aplicații TikTok-ul și aplicații care stau ca într-o stare de trans acolo, da? Deci nu știu să se mai bucure de exterior. Deci trebuie să facem tot ce ține de noi ca să-i atragem pe activități de exterior, pe activități educative, spre muzică, spre sporturi. Trebuie să facem tot ce ține de noi. Și inclusiv putem împreună să creăm programe, putem să facem eventuale parteneriate publice-private și atunci lucrurile astea trebuie să se regăsească pentru cei care, de fapt, vor moșteni și țara asta. Cine o moșteni? Tinerii. Ce înțeleg tinerii în momentul acesta din ceea ce văd? Adică înțeleg ceea ce văd. Ok, hai să le oferim ceva, hai să le oferim mai multă, să înțeleagă frumosul, să înțeleagă muzica, să înțeleagă ce înseamnă voluntariatul într-o notă mult mai deschisă, să se bucure inima în ei, pentru că ei nu au șansă, cei mai mulți dintre ei nu au posibilitatea asta. Nu au posibilități, exact. Și atunci asta e o linie în care noi ne gândim, deja avem un grup de lucru de aia și au venit alături oameni cum i-ai cunoscut, care au venit să pună umărul la ceea ce înseamnă o poveste viitoare. Unde antreprenoriatul este parte din existent, dar nu este cea mai importantă, este un mijloc. Scopul trebuie să fie, adică ținta trebuie este să fie care. Este un motor. Este un mijloc. Pentru că fără partea asta de antreprenoriat, nu cred că ai de asta, eu să ajungi. Tocmai de-aia, eu nu am plecat cu o fundație cu scopul să atrag bani,
pentru diferite proiecte. Va fi o ușă deschisă pentru toți cei care vor dori să vină alături la diferite proiecte. Poate vrea cineva, este un alt om de afaceri și spune, îmi place povestea cu cum te-ai gândit să faci acel centru de bătrâni sau acel centru cum, care o să-l publică la momentul respectiv. Vreau să vin și eu alături să ajut. Ok, vino că totul e transparent, vino și pune umărul dacă vrei. Că împărțim cu una, cu toți. Adică la bine trebuie să fim cât mai mulți. La rău se numește anturaj de ăla. Dar și atunci încercăm pe cât putem și ne dăjduim ca Bunul Dumnezeu să așeze și chiar se întâmplă. Partea de antreprenoriat, tu întâi ai făcut banii ca să poți să deschizi fundația și să poți să ajuți. Da. Pentru că uzufructul activităților antreprenoriale va fi beneficiarul de drept al activităților antreprenoriale va fi direct fundația. Eu mi-o opresc 10-uiala, cât e nevoie ca să satisfac nevoile mele și ale familiei și restul trebuie să se întoarcă totul aproape lui. Totul. Nu am nevoie. Ce ai nevoie? Ca să ce? Alexandru Macedonu a plecat cu mâinile afară așa și spunea am avut 3 sferturi din pământ și gol am venit, gol am plecat. Pentru ce? Numai să știe lumea, să vadă? Nu. Asta nu înseamnă că nu facem. Adică n-am mai mare bucurie să văd că sunt sute de oameni care își găsesc un loc de muncă stabil. Să fie respectați, să fie iubiți. Deci nu e mare bucurie. Câte locuri de muncă ai creat tu în Preahova? Deci, în primul rând, eu am făcut parte dintr-o echipă. Eu nu spun că meritul mi-aparține mie și nu este, pentru că nu este așa. Suntem într-o echipă. Chiar la Arsani, principalul de ceva timp, principala persoană care activează în partea operațională este Oleg. El este acolo. Dar noi împreună am creat în decursul acestor ani, nu știu, în momentul ăsta cred că avem din grupurile noastre de firme undeva în jur de 500 de oameni. 500 de oameni. Dar au fost perioade în care, nu pot să spun că au fost perioade în care au fost mai mulți, dar au fost, adică au fost un număr care de oameni de care s-au rulat, da. Destul de mare. Sunt 500 de locuri de muncă. Nu este ușor, pentru că văd ce înseamnă. Dar asta vă spun. Și atunci eu am înțeles că am o răspundere. Deci eu să fac antreprenoriat este o alegere, dar este o răspundere și este o răspundere în fața Dumnezeu, pentru că, vedeți, Dumnezeu pe toți ne-a dat cu niște ne-a oferit niște talanți, cum se numește acolo, niște priceperi, niște lucruri, așează niște conjuncturi, de ce se așează niște lucruri, de câte ori în viață n-am simțit că se așează niște lucruri de nu știm. Acolo nu sunt întâmplări, nu există coincidențe. Dacă te încrezi în Dumnezeu, dacă ești un om credincios, eu sunt un om credincios. Eu sunt un ortodox creștin, ortodox practicant. Credința pentru mine e pe primul loc, Dumnezeu e pe primul loc în existența mea și toate celelalte s-au adăugat. Și toate sunt prin iubirea lui Dumnezeu. Și activitățile astea merg înzecit mai bine când l-ai luat pe Dumnezeu alături. Înzecit. Pentru că eu simt că sunt, și asta mi-am dorit, să, ca Dumnezeu să așeze lucrurile, să fiu unealtă, ca alții să beneficieze de treaba asta. Și dovada va fi, din punctul meu de vedere, în momentul în care se va vedea clar că și profitul se întoarce aproape lui, nu se mai întoarce la mine. Deci, mai mult de atât. Și asta a fost un gând care mi-a apărut în timp, urmare a acestor nopți și zile în care mă gândeam cum să, și rugam pe Dumnezeu să facă viața mea cu sens, pentru că simțisem că oricât de mult validam material, profesional sau orice titlu aveam, nu se umplea golul. Ce să vă spun, am fost și ofițer în cadrul unui serviciu special. Timp de 6 ani am fost în toată această perioadă, am fost și ofițer în cadrul serviciului de telecomunicații speciale. Eu, ca inginer, ca specialist, m-am dus acolo dintr-o provocare lansată mai mult de tatăl meu și am rămas vreo 5 ani și ceva acolo, că chiar dacă m-am dus transparent, că în momentul ăla aveam afaceri și am spus, domnule, eu am afaceri, sunt, dar mi-a plăcut că era un grup de specialiști și a fost așa o atmosferă atât de plăcută încât nu am reușit să plec. După care am zis, oameni buni, nu vreau să ajung nici să vă încurc, nici să mă încurc și eu. Că simțeam că perspectivele pe care le aveam la îndemână erau acelea să creez valoare unde mai departe. Și asta am înțeles, să creăm valoare în momentul ăsta. Să facem activități antreprenoriale, dar în paralel cu activitățile sociale care vor trebui să aibă baza de finanțare necesară. Bineînțeles, acolo fiind loc și pentru oricine vrea să vină alături. Oricine vrea să vină alături, să pună umărul la un proiect social, este binevenit. Și mă bucur de 2 copii extraordinari.
Teodora de 19 ani și Matei de 15 ani. Mulți înainte. Mari. Care împreună cu soția Mădălina, avem din tinerețe, cum au spus și cifrele respective, și căutăm să ne bucurăm de ei. Sunt doi copii minunați, doi copii inteligenți. Teodora, în momentul ăsta, vrea să valideze, să-și valideze în primul rând performanța de a accesa o facultate bună și atunci se pregătește foarte mult pentru arhitectură. Îi place arhitectura, vrea pe arhitectură. Am zis, tot e foarte bine. După care i-am explicat. Tu după ce vei absolvi și ai înțeles, tu vei avea posibilitatea, după caz, ok, după o perioadă de perfecționare care o faci pe lângă niște ateliere unde vei avea posibilitatea să mergi, poți fi o bună perioadă de timp, nici măcar să nu fii plătită, trebuie să lucrezi ca să înveți, să acumulezi experiență, după aceea tu ai posibilitatea să vii, să lucrezi alături de tata în activitățile antreprenoriale pe care le desfășurăm și unde să iei parte și să te bucuri împreună de rezultatele care poți să profiți inclusiv proporțional, în sensul în care că poate avea o activitate specifică pe care eu să o ajut nu numai printr-o finanțare propriu-zisă în realizarea ei, dar și prin experiența pe care o am ca și antreprenor. Da. Cu toate că eu am făcut antreprenoriat plecând de la modelul lăutăresc. Adică am făcut antreprenoriat după ureche din tinerețe. N-am trecut prin ceea ce am semnat niște școli specifice care să mă ajute să aprofundez și să fac antreprenoriat. Dar la vremea respectivă. Da, dar nu înseamnă neapărat. Și atunci i-am spus, tu dacă vei vrea treaba asta, uite, o să faci un MBA, chiar ai posibilitatea după aceea să vii și din multe puncte de vedere să mă ajut, să mă corectești pe mine pe anumite aspecte, că nu înseamnă că eu fac bine tot ceea ce fac. Cu siguranță sunt multe lucruri care nu le fac în nota, să spunem, dacă ai umblat cu un anumit șablon. Da? Deci atunci un MBA specific te-ar ajuta foarte mult, că șasiul activității antreprenoriale este același. Nu contează. Dacă e să faci, că faci o balastieră, că faci un magazin, că faci o farmacie, șasiul este același. Este o chestiune care ține de legislație, organizare, management, după care vii cu chestiile specifice. Deci, ei am să explicat, din punctul meu de vedere, care sunt opțiunile. Poate să se angajeze și să aibă parte de un salariu care va fi și atunci va trebui să-și ajusteze și nevoile și aspirațiile pe acel salariu. Pentru că, din punctul meu de vedere, n-ai nicio legătură veniturile părinților cu veniturile copiilor. Adică sunt gata să fiu lângă ei, să le ofer tot suportul necesar, dar categoric un copil care nu-și validează prin propria muncă și prin propriile rezultate performanță, atunci întotdeauna o să fie un decalaj. Adică el nu o să fie niciodată ancorat într-o realitate și nu-l ajuți, îl distrugi. Știi că majoritatea copiilor din ziua de astăzi suferă de pe urma acestui lucru. Și mai mult decât atât, majoritatea copiilor care, în general, părinții au o situație materială bună, eșuează. Da. Și motivul pentru care eșuează este că nu mai rămân fără aspirații, nu mai au neapărat idealuri, în sensul în care, pentru că asta e o greșeală din punctul meu de vedere a noastră, părinților. Nu știm, nu avem o cultură educațională corectă pentru ceea ce înseamnă. De ce afară și de afară, în toate țările occidentale, nu există vreodată un copil care face parte dintr-o familie antreprenorială cu o situație materială sau care posedă anumite activități, da, anumite activități și anumite sume de bani, niciodată nu vor avea acces la ele fără să treacă prin toate etapele organizatorice ale activității. Nu există treaba asta. Adică niciodată un copil nu vine și eu sunt băiatul lui șeful și s-a așezat pe scaunul. Sunt și pe dincolo, dar mai puțin decât la noi. Asta este problema cu părinții din ziua de astăzi. Încearcă, noi românii, cel puțin asta am observat probabil și din cauza faptului că sunt mulți care au avut lipsuri și încearcă să facă tot posibilul să nu lipsească nimic copilului. Da, a fost un gest reflex. Da, a fost un gest reflex pe care dacă eu m-am chinuit să nu se chinui copilul sau dacă eu n-am avut să aibă, dar ne-am dus exact, după părerea mea, a fost o chestie, un joc al extremelor. Că nu i-am ajutat. Exact, nu i-am ajutat. Din contră, de-aia mulți dintre ei sunt distruși, de-aia mulți dintre ei eșuează într-o notă în care nu înțeleg, n-au un scop. Și tocmai de asta am și această preocupare, înțelegând acum lucrurile astea, cum se întâmplă, am această preocupare, cum să facem, că dacă ar fi să avem așa o concluzie, cum facem ca
să cooptăm copiii în activități educaționale și de dezvoltare, că sunt sportive sau de altă natură, muzică sau alte aptitudini, cum facem să-i scoatem într-o formă interactivă? Cum facem să îmbinăm cu un învățământ de tip socratic? Cum facem? Adică sunt lucruri care trebuie să-i facem să-i scoatem din nota asta și să vadă, pentru că ei deja în momentul ăsta când sunt în social media, pe telefon, nu mai văd. Nu poți să-i spui nu mai fă, fără să oferi ceva la schimb. Și atunci ce putem să oferim la schimb? Sport. Sportul nu e pentru cine, pentru că nu poate, adică în momentul ăsta e destul de costisitor pentru mulți părinți și atunci vedem dacă și noi reușim să dezvoltăm o chestiune care poate după aceea poate fi preluată, poate fi multiplicată, da? Scalată și dacă Dumnezeu așează, asta este unul din lucrurile care le avem în vedere. Pe lângă celelalte activități antreprenoriale, care mai sunt multe care le avem în vedere să le dezvoltăm, dar pe mâncare vrem să ne dezvoltăm. Deci avem... Pe mâncare? Da, mi-ar plăcea să dezvoltăm activități de piscicultură. Îmi place și consider că este o activitate care ar putea fi făcută, așa, chiar dacă am plecat de la pescarul amator, dar să fac niște produse așa mai... Sunt planuri mari? Da, multe, multe, da. Mai trebuie să le domolim, adică nici să nu poți să numai de dragul de a fi multe, nu, trebuie să le faci bine pe alea care le faci. Așa. Deci aici este un greenfield, să spun așa, adică partea de lucru să facem ceva pentru copii și pentru este esențial să facem. Și noi putem să o facem, noi antreprenorii și nu numai antreprenorii. Toți din mediul privat pot să vină să gândească, să punem alături sau să adere la niște lucruri care îi fac să vibreze și împreună eventual cu niște cu statul, pe eventuale parteneriate publice private sau accesând niște fonduri, să dezvoltăm niște modele care să facem ceva pentru ei. Da, pas cu pas chiar trebuie făcut pentru că ei, copiii... Vezi viitor, cine moștenește țara? Exact. Bine. Mi-a făcut plăcere. Ce a fost de partea mea? Mulțumim mult de tot. Plăcerea a fost de partea mea.